Aș dori, în primul rând, să infirm zvonurile că noi am fi contribuit la conducere, la plecarea unor jucătoare sau la plecarea antrenorului sau mama antrenorului. Pentru că se schimbă nu, conducerea. Nu, da. Nu este nimic rea. O să-l vedeți pe Morten că rămâne aici și fetele, o să vedeți. Nu a conducerea și o legătură, nu vă faceți probleme. Noi nu vedem, trebuie să ne dea în scris. O să vă spun, o să vedeți că o să fie atmosferă propice handball. Cu noi, fără noi, nu contează. În al doilea rând, vreau să mulțumesc presei, genele, pentru colaborare, zic eu, fructuoasă, cât am putut. Și, în ultimul rând, cu toate că aș putea deranja prin ce spun, să-i mulțumesc pentru colaborare lui George. Tocmai de asta, pe cine să deranjează, domn profesor? Nu știu, vorbește, poate am spus niște prostii așa că să deranjez. Dar, prietenia este peste handball, peste alte probleme. Și, nu în ultimul rând, aș vrea să le urez succes președintelui, vicelui, lui Morten, continuare, pentru că mai ales că Adiță mi-a fost elev și a fost un talent al fotbalului, dacă nu prea știți, dar a avut o problemă medicală, nu Adi? Da, la 11. Așa, și, dar în rest era mare talent, pe urmă, arbitru, am înțeles, deci este un om de sport, nimeni nu poate să nege această calitate. Fiind și om de afaceri și cu Marian la fel, sper să-și dea mâna amândoi și noi cât putem să ajutăm ca handbalul să fie sus. Cu toate că și eu că am fost cu fotbalul și Adiță, dar ați văzut așa cu fotbalul, am acționat și-o pe la handbal cât am putut. Așa și Adiță, venim din iarbă, ajunge pe altă suprafață, dar sunt convins cu rezultate bune. Mulțumesc!